Salutare, dragilor! Până nu de mult nu știam despre această soluție bioetanol, iar în clipul de astăzi voi vorbi puțin despre ea și vă voi arăta câteva idei în care poate fi aplicată. Deci, acest bioetanol este un lichid prietenos cu mediul, utilizat pentru toate tipurile de șemine. Datorită arderii complete, nu produce substanțe secundare, cum ar fi funingine, cenușă sau fum. În timpul arderii, lichidul nu degajă nicio substanță nocivă pentru mediu. Astăzi vă voi arăta câteva idei de a vă face simplu și rapid la voi acasă niște încălzitoare pentru terasă sau de ce nu chiar și pentru în casă, niște mini șemine, să le spunem așa, decorative. Avem acest felinar pe care l-am adaptat în situația mea, punând aceste pietre albe în el. Avem acest recipient metalic, dar neapărat metalic, pentru că umblăm cu focul și atunci nu trebuie să fie inflamabil. Îl puteți face, acesta a fost de la un odorizant, l-am tăiat, deci îl puteți face din orice aveți la îndemână prin casă. Vom pune bioetanolul în recipient. Și îl vom aprinde. Probabil va trebui, da, din cauza luminii, va trebui să așteptăm un pic să se lase întunericul pentru a-i vedea efectul mai bine. Până atunci îl vom închide. Și vom trece la următorul exemplu. Avem aici un vas de sticlă rămas de la o lumânare pe care am ars-o în prealabil. Am curățat vasul de ceară. Din nou, avem un recipient metalic pe care îl vom pune în interior. În interior deja eu am pus niște pietre astfel încât recipientul să ajungă la nivelul marginii de sus. Vom pune pietrele acestea negre decorative. Pietrele acestea negre decorative le-am găsit în magazinul Jumbo. Sunt vreo 6-7 lei un săculeț și iată cât de repede a fost gata și următorul mini șemineu, să-i zicem. Iar pentru cea de-a treia aplicație, deja este pregătit. Acesta este un suport pentru umbrele, pe care îl găsiți tot în magazinul Jumbo, costă undeva la 60 de lei. Un sac de pietre albe costă undeva la 50 de lei, în magazinele de bricolaje le găsiți. În acest suport pentru umbrele am pus jos pietrele, un recipient metalic, la fel pe care îl vom umple cu bioetanolul pe care îl avem aici. Și așteptăm să vină seara să le vedem în acțiune. Dacă v-a plăcut ideea mea, dați-mi un like și o distribuire.